Când am început această pasiune pentru, dacă vă spun, nu îți vă vine a crede, că dacă altul mi-ar povesti, eu nu l-aș crede, dar eu vă spun realitatea. Când am coperit casa cu 30 și vreo 6 de ani, am făcut o masă, am făcut clacă, așa se făcea pe atunci. Și la un moment dat, acolo băând vin, așa țuică, tu de ce bei din paharul acesta, că am beut eu? S-au încurcat după ce au luat la bot, fiindcă natura se oglindește razele soarelui, oamenii se oglindesc în paharele cu băutură. Și atunci am decis că dacă ar fi fost paharele diferite, nu s-ar fi încurcată și fiecare știa din care a băut. Și atunci am început să strâng. Am avut la început, când a fost primul interviu, 700 de pahare. Acum am trecut de 2000 de pahare și toți care mă cunosc știu că pasiunea mea este colecția de pahare și mi-aduc, dacă cum se duc în străinătate, în alt oraș, aduce un pahar pentru mine. Vă mai aduceți aminte pe care ați plătit cel mai mult, că bănuiesc că și dumneavoastră v-ați achiziționat. Da cum să nu? Dacă văd un pahar, apă, nu mă dezlipesc de acolo. Din Elveția este un magazin în cetate cu produse din Elveția. Și a început să aducă și pahare și după ce a văzut că eu cam le-am cumpărat de acolo, a început să nu mai îmi dea. Sigur că le vindea la bucată și le vindea mai scump. Așa am luat la cu inițiala 8. Și cât ați plătit? Vă mai aduceți aminte? 30 de lei, 3 lei ar fi în bani ăștia acum. Dar erau, și atunci era o sumă destul de frumoasă și a fost și numărul 9 care l-a vândut înainte de a ajunge eu. Și vroiam să iau 89, anul Revoluției, să-l am și eu. Și așa nu am numărul 8. Cât de vechi sunt paharele? Care e cel mai vechi din colecția vechi ta? Vechi este ăsta din Austro-Ungaria, care l-am achiziționat, cum spun, ca tâmplar fiind, am lucrat pentru el. Și multe, multe, dar cine le mai ține cont? Bănuiesc că toate sunt maloroase pentru mine. Toate și pentru mine, indiferent cât de ar avea aspectul rușinos sau urât, pentru mine este o valoare. Valoare sentimentală. Care am lăsat-o primului născut nepot, care le-a dat pe internet. Dacă vă interesează, mă puteți găsi pe internet, dar le-am dat acum vreo 2 ani. Băiatul la nepotul a împlinit deja 18 ani. Mare. Încă mai colecționați și acum? Da, cum să nu. Nu ezit în fiecare săptămână, să nu zic în fiecare zi, primesc pahare. Ce altă bucurie mai mare, cum la mulți le spun, că dacă primeam 100 de euro, nu mă bucuram, îi stricam. Dar așa rămâne amintire paharul care mi l-a adus. O pun mâna pe el, mi-aduc aminte de cel care mi l-a adus. Multe persoane, dintre care mi-au adus pahare, nu mai trăiesc. Și eu le pomenesc aici. Dar de ce să mă pomenească preotul? Pomenesc eu să-i iertă-mi după păcatele și mai ales mie, că și așa-i face altele.